Am scule și din alte continente și din alte veac. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt. Uitați, eu sunt. Doar că logo-ul nu se vedea de această cutie. Cutie care este plină cu chestii, mai precis cu scule unelte pe care le aveam eu prin casă. Și am zis să vă prezint în primă fază, înainte de a prezenta toate sculele și toate nebuniile pe care le-am primit pentru atelier. Aici am sculele pe care eu le-am procurat de-a lungul timpului și pe care, sincer, nici nu prea le-am folosit. Le-am folosit mai degrabă în ultima perioadă pentru a-mi amenaja aici atelierul. Înainte de a desface mystery box-ul ăsta al meu din casă, vreau să vă rog să faceți două lucruri. Unu, să mergeți la mine pe Instagram și să-mi dați un follow și pe Instagram fixyourbike.m. Și al doilea lucru, apăsați pe subscribe, dați și un like și dați și clopoțelul ăla, zăpăciți-l acolo. Apăsați pe clopoțel pentru că sunteți foarte, foarte, foarte mulți care vă uitați la videoclipurile mele și nu sunteți abonați la canal. Și nu faceți decât să mă ajutați pe mine să cresc și să mă entuziasmez și să devin din ce în ce mai bun pe canal. Da, asta este cutia de la mine din casă cu scule. Este o cutie de la Ikea și haideți să vedem ce scule am eu în casă. Și o să încep în prima fază cu o cheie de 15 pe care o am de la Bygeek. A fost aproape aruncată pentru că era decalibrată și am luat-o odată cu niște pedale și a rămas la mine. O las aici deoparte. De fapt, nu. O să fac aici, în partea stângă, la mine o să fac scule pentru bicicletă. A doua unealtă pe care o scot de aici din Mystery Box este un LEDcon pe care l-am de foarte mult timp luat de pe maica domnului, nu știu, 25-30 de lei l-am folosit foarte rar. Următorul Mystery Box pe care l-am aici este o trusă de la Bosch, iar despre asta vreau să vorbesc mai mult pentru că am primit-o cadou și este o trusă foarte interesantă cu o șurubelniță cu clichet, aici este blocat. Merge să desfaci și să strângi. Și ce îmi place la trusa asta, are acest bit cu magnet, care bineînțeles intră aici în carcasă. Și am aici o grămadă de biți cu șurubelnițe drepte și două de stea. Aici sunt mai mulți biți pentru stele. Aici avem o grămadă de biți pentru imbuși și tot așa foarte, foarte folositori. Aici avem torxuri și aici avem torxuri de la 8 la 40. Un lucru super mișto. Destul de rare trusele cu torx de la 8 la 40. Și aici în partea de jos mai avem niște tubulare care pleacă de la 13 până la 6. Și aici avem niște tubulare cu niște standarde atipice și crede-mă că m-am lovit de necesitatea lor și eram de unde iau acum aceste capete și le-am găsit în trusa asta Bosch. Nu fac reclamă la Bosch, tot ce am aici este pur și simplu cumpărat de mine sau primit cadou. Aici mai am o trusă foarte veche de la PowerFix, este atât de veche încât este mătuită și am și doi biți lipsă. Mai am încă o trusă care este super mișto. Această trusă este de la Parkside, luată bineînțeles de la Lidl și o folosesc atunci când vreau să lucrez la lucruri fine. De exemplu, mai am nevoie de astea sau astea pe la diferite șocuri, astea tot așa la amortizoare am folosit. Foarte interesantă trusa asta, dacă o mai găsiți, cumpărați-o pentru că este foarte utilă. Parkside, Lidl. Aici mai am o ruletă de la Ikea. Nu fac reclamă la Ikea, pur și simplu mi-a plăcut această ruletă pentru că, bine, multe rulete au această piedică, dar pe lateral, pe colțuri, este din cauciuc și chiar dacă o scap nu s-aude zărnăitul ăla, foarte enervant. Probabil pe cameră s-a auzit foarte, foarte tare, dar în viața reală este foarte, foarte prietenos, nu se aude. Am
niște perii, niște perii de la Zefal, le-am cumpărat tot așa, le-am de la, de pe Click for Sport, niște perii, voiam eu să mă apuc să-mi spăl bicicleta și am renunțat la ideea asta, o spăl la spălătorie, știu că nu este bine, și această perie de la Zefal are și gaica asta, cu care poți să bagi și să scoți nămolul din diferite locuri sau chiar dintre pinioane. Asta le voi pune aici, în partea stângă. Asta o scot de aici pentru că este la pachet cu mai multe instrumente. Aici ce am în mână este o pompă de șoc de la YT. A rămas de la bicicleta YT Capra. Aici am o cheie dinamometrică tot de la ei, de la YT. Este o cheie dinamometrică foarte precisă, mi-am făcut treaba de fiecare dată cu ea. Corpul ăsta este din fibră de carbon, mai are aici niște biți. Aici am un bit de Torx, de T25, foarte folositor la discuri. Și mai avem aici ecranul acestei cheie dinamometrice, care este de la 0 la 10 Nm. Și tot în categoria YT am un Nimbus de 8, tot așa scrie pe el aici, YT. Este foarte interesant, că are un mâner pufos. Și na, toate lucrurile astea le-am de la YT Capra. Le dau deoparte. La capitolul Inbush mai am un set de Inbush de la 1,5 la 10. Cred că i-am cumpărat acum foarte, foarte mulți ani de la Practicer, noi Brico Depot. Dăm deoparte. Întrusa mea de acasă mai am și un ulei wet de la Makov. L-am folosit, am avut nevoie. Stați un pic că mai am aici niște chestii foarte interesante și nu vreau să mă rănesc în ele. Chestiile astea le-am cumpărat de curând pentru că, sincer, o să am mare nevoie de ele. Sunt niște unelte ascuțite, nu le mai zic sule, de la Unior. Asta este așa cu puțin gât, asta o las la sfârșit, asta este dreaptă, asta este cu cot la 90 de grade și aceasta, sper să se vadă, are și un 45 de grade aici și apoi mai are și vârful ăsta puțin într-o parte, tot așa un 40 de grade, 45. Și mă ajută să bag unealta asta ascuțită după garnituri și să le scot alea foarte, foarte dificil de scos. Aici mai am 3 leviere cu care mi-am făcut treaba de fiecare dată, sunt de la BBB, se lipesc între ele și mă și atac atunci când vreau să le desfac. Se prind destul de bine de ele, am scos chiar și cauciucuri de cursier, gaica asta să-ți prinzi levierul de spiță ca să nu sară și să fugi după el. Sunt foarte interesante și aceste leviere. Tot de la Unior mi-am mai cumpărat de curând o unealtă pentru pus nipluri, pentru că, bineînțeles, prin jantele duble nu poți să bagi niplurile și această unealtă are o ață, o sârmă în vârf și, bineînțeles, aici poți să pui foarte frumos și ușor niplul. Am nevoie de unealta asta, asta a costat în jur de 50 de lei, astea tot așa în jur de 50 de lei, de la Unior, de la Scule Giro, ceva de genul. Am cumpărat componentele de la Unior. Dacă vreți să intrați pe site-ul lor, ei vând doar către firme, nu vând și către persoane fizice. Următoarea ustensilă, pentru că sunt de la Brăila, hap, 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 este un cutter pe care l-am luat de la Leroy Merlin, marca Dexter. Taie foarte bine, doar că taie foarte bine de 20 de ori maxim. Ce mai am în trusa mea? Mai am două kituri de petice pe care le-am cumpărat de la Force și nu le-am utilizat decât de vreo 3 ori. Mi-am făcut treaba cu ele. Ce nu v-am zis de la bun început, aici am scule și din alte continente și din alte veacuri, aș putea spune. Aici mai am un multitool care, dacă nu mă înșel, a fost al lui Marius de la Bucharest Bike Traffic și l-a uitat la mine și, bineînțeles, ursuleț de catifea. Ce se dă, nu se mai ia. Haideți să vă arăt un pic de ce a rămas acest multitool la mine, pentru că e foarte interesant.
pe lângă faptul că are și levier, s-a scos cauciucul, are cheie de spițe, are imbuș de la 1,5 sau 2 până la imbus de 6, are și presă de lanț, șurubelniță, are de toate. Cred că, Marius, dacă o să vii să-l iei, tot n-o să ți-l dau înapoi. Next! Asta este o unealtă de care v-am spus mai devreme, este de pe alt continent și a venit la pachet cu acest sfic. Le-am din America, le-am primit cadou de la tatăl meu și aici mai am un tot așa un multifuncțional, tot așa un patent la care țin foarte mult, le-am din America, pe lângă întrebuiințare, au și valoare sentimentală foarte mare. Le păstrez așa, au cred că în jur de 10 ani aceste două unelte. Tot de acolo mai am și această chestie, știu că pare și am văzut o grămadă în magazinele noastre, dar tot de acolo este din America și vine așa la pachet cu aceste două, în total 3 și țin foarte mult la aceste scule. Ce mai am eu aici? Ta-na! Asta este o seringă din kitul de aerisire pentru Shimano. Așa vine asta la pachet cu acest păhărel. Bineînțeles, și are și un recipient unde să pui păhărelul să nu se scurgă ulei. Cu acest băț am folosit acest kit de aerisire ani întregi, vorba aia. Și ce mai scot de aici? 3 șurubelnițe, tot așa, pe asta o am de foarte mult timp și tot așa are valoare sentimentală. Cred că se și vede uzura pe ea. Și pe aceste 2 șurubelnițe, tot așa, le-am primit cadou cu trusa Bosch. Le las aici la pachet. Dacă nu v-ați dat seama, țin foarte mult la scule. Sunt foarte atașat de ceea ce primesc cadou și îmi place să păstrez. Probabil că nu apreciez atât de mult cadourile pe care le primesc imediat, dar atunci când trebuie să folosesc cadoul ăla, nu vă puteți închipui cât de mult mă bucur. O unealtă pe care nu am folosit-o niciodată la biciclete, este o pompă, tot așa, o am din America, este o pompă de la Nike. Are în jur de 12 ani, 13 chiar. N-am folosit-o, arată bine și am păstrat-o. De fapt sunt 4 unelte foarte valoroase sentimental. Ce am mai găsit eu pe la mine prin casă și nu am folosit niciodată, am cumpărat-o și am zis că bă, trebuie să am o presă de angrenaj neapărat. Da, este o presă de angrenaj de la Force. Este foarte oțelit acest material aici, mie mi se pare că arată foarte calitativ. Partea asta e ok, aici are tot așa pentru o cheie de 15 și ce îmi place la această presă este faptul că ea acum este pusă pentru Octalink și dai jos acest capăt care este magnetic și ai făcut-o pentru monobloc pe pătrat. Super inteligentă mișcarea cu capul ăsta magnetic. Hai să mai scoatem ceva de aici. Mai am niște fluduri pentru pistolul de lipid. Știți că am mai bricolat diferite chestii. Aici mai am un sfic cu muner roșu. Tot de la Parkside. Tot așa primit cadou. Las aici, deoparte. Încă n-am ajuns la componenta aia, la unealta aia extraordinar de veche și pe care trebuie să o și recondiționez totodată. Și tot așa a venit tot de la tatăl meu. Țineți minte lucrul ăsta. Aici mai am 2 pânze de bonfire pe care le-am cumpărat de curând de la Dexter. Am avut nevoie de ele și le-am cumpărat. Tot de la Whitey Capra am o pastă. Cred că este... este o pastă aderentă între aluminiu și carbon. A venit așa la pliculeț, am desfăcut. Pe aici am folosit, dar cred că mai este bună în interior. Aici mai am 2 unelte. De la... Stați un pic să mă gândesc. De la ce sunt astea? De la băgat șnurul în cauciuc, la cauciucurile tubeless, în caz de faci pană. Și sunt la pachet cu șnururile care sunt de la Reverse, marca Reverse, dacă nu mă înșel. Așa au venit, am folosit un singur șnur, se poate vedea de aici. Mai am aici o leră de lanț, pentru că trebuie neapărat să ai o leră de lanț dacă ești biciclist. Cele 2 praguri critice de 0,75 și de 1.
Dacă ești 0,75 știi ce se întâmplă, dacă ești 1 știi ce se întâmplă. Mai am niște ulei de la Shimano, tot așa, un bidonaj destul de mititel. Mai am o șurubelniță foarte, foarte mică și această șurubelniță nu am, n-am aruncat-o, deși ar fi trebuit să fac lucrul ăsta. O am de la vârsta de 14 ani, dintr-o trusă foarte veche și am mai rămas doar cu o șurubelniță și na. Nu voi arunca, o voi păstra tot așa pentru că are o valoare sentimentală. Mai am aici o valvă de tubeless, nu știu de unde a apărut. Și ce mai am pe aici? Mai am niște distanțiere de la frâne. Bine, astea sunt chiar niște bacuri, aș putea să le spun, pentru conductă de frână. Ieri sau altăieri mi-am cumpărat aceste pensete de la Leroy Merlin. Am dat în jur de 10 lei sau 12 lei pe ele. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pensete. Mi s-a părut un preț foarte ok și cu siguranță o să am nevoie de ele. Ia hai să le desfac chiar acum să văd cum sunt. Ok. Hai, afară, pe rând. Sper să nu sară pe mine pe aici. Gata. Dacă nu vrei să stai cu mine, ieși afară. Da, wow. Ce... Asta este foarte, foarte pufoasă la atingere. Îmi place. Asta este la fel de fluffy. Cu asta nu știu ce o să pot eu să prind. Cu vârfurile astea. Și mă mai interesau astea patru mici. Asta este foarte inteligentă pentru că tu când îi dai drumul, ea stă clipsată, să zic așa. Foarte interesant. Astea alte două la fel. Un deal foarte bun ăsta. Le voi pune la capitolul mic unelte. Ambalaj nu mai am nevoie. Iar aici în această cutie mai am aceste spray-uri pe care le-ați mai văzut în videoclipurile mele. Spray-urile de la Crosser, le găsiți pe Click4Sport, așa, și ăsta mai este un spray pentru a da jos lipiciul de pe diferite suprafețe, nu știu. Și mi-a plăcut spray-ul ăsta pentru că aici are un Opel Corsa OPC. Aici mai am un o cheie reglabilă pentru a face service la furci. Glumesc, nu știu cum a ajuns această unealtă la mine. Și dau cutia jos. Nu mai am nevoie de ea, s-a auzit cam tare. Și aici am un șubler pe care tot așa l-am de la tatăl meu și este din anii 1980 și puțin, dacă am reținut eu bine minte. Nu se mai vede graficul pe el. Doar că trebuie să te uiți în lumină și cu siguranță dacă o să-i dau un polish sau o lustruire ceva, o să-l fac back, ca nou. Asta este un alta la care țin extraordinar de mult și mă bucur că face parte din viitorul meu service. Ei bine, astea sunt toate sculele pe care eu le am în acest moment, sculele pe care le aveam prin casă și de aici încolo lucrurile vor evolua foarte mult pentru că asta este baza atelierului. Da, am vrut să fac acest videoclip pentru că vreau să vedeți și voi că se poate pleca de jos, nu trebuie să ai ceva extraordinar, super wow. Până data viitoare nu uita să dai like, share, subscribe acestui canal, poți să devii și membru, să dai join, să mă susții pe mine și canalul și tot ceea ce fac eu, că cine știe, poate la un moment dat din tot ceea ce fac eu o să ai și tu nevoie de un sfat de la mine. Până data viitoare ai grijă de bicicleta ta, dacă nu ai tu grijă de ea, trimite-o la mine pentru că am eu grijă de ea. Te salut! Pa!